Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecțiideinformatică.net. În această lecție video vom discuta despre funcții în limbajul de programare C. În această lecție video voi face o prezentare generală în ceea ce privește aceste funcții în limbajul de programare C. O funcție este un bloc de instrucțiuni care execută anumite sarcini. Prin scrierea funcțiilor, noi evităm scrierea repetată a aceluiași cod într-un program, ceea ce va duce la economie de memorie și la creșterea eficienței în scrierea, înțelegerea, depanarea și întreținerea unui cod de program. Pe măsură ce un program devine mai complex, crește și dimensiunea lui și totodată posibilitatea apariției unor erori crește de asemenea foarte mult. Până în prezent, în aplicațiile pe care le-am realizat în limbajul de programare C, am utilizat funcția principală main pentru a scrie aplicații foarte mici și foarte simple. Dar dacă vom scrie un program mai complex, care presupune și o dimensiune mai mare, adică linii de program mai multe, și vom încerca să utilizăm funcția principală main, programul respectiv va fi foarte greu de scris, va cere foarte mult timp, după aceea întreținerea lui va fi greoaie, la fel și depanarea și întreținerea. De aceea veți fi obligați să îmbunătățiți claritatea acesteia prin împărțirea codului de program în părți mai mici numite funcții. Și atunci să facem un exemplu concret și să discutăm pe marginea lui despre aceste funcții în limbajul de programare C. Bun, să compilăm programul, după care să-l lansăm. Observați că în consolă se afișează acest mesaj: salut, lecții de informatică.net. Datorită utilizării acestei linii de program în această funcție. În acest cod de program am utilizat două funcții: funcția principală main și funcția care va fi apelată, care o utilizăm în acest cod de program, în antetul acestui cod de program. Observați că am utilizat acest cuvânt cheie void înaintea denumirii funcției, deoarece funcțiile acestea nu utilizează instrucțiunea return și, ca urmare, nu returnează o valoare. De foarte multe ori, funcțiile folosesc instrucțiunea return pentru a returna rezultatul către funcția care le apelează. Dacă funcția nu utilizează return pentru rezultatul funcției, trebuie să precedați numele funcției cu acest cuvânt cheie
void. De asemenea, observați că utilizez acest cuvânt cheie void și în interiorul parantezelor. Cuvântul void care apare între paranteze spune compilatorului C că funcția nu utilizează niciun parametru. Un parametru este o informație pe care programul o transmite funcției. Când o funcție nu folosește parametri, trebuie să plasați între paranteze acest cuvânt cheie void. Despre parametri vom discuta în lecțiile viitoare. Momentan este suficient dacă știți doar atât. Pentru a utiliza o funcție, trebuie să specificați numele funcției urmate de aceste paranteze. Desigur, foarte importantă este și sintaxa, adică la sfârșit să folosiți acest punct și virgulă. În caz contrar, veți avea erori. Programatorii numesc utilizarea unei funcții apelul funcției. Deci, în acest fel, vom apela o funcție. În cadrul funcției principale main, vom utiliza denumirea funcției, după care aceste paranteze. După ce veți rula acest program, compilatorul C va executa mai întâi această funcție principală main. În interiorul funcției main, după cum puteți vedea, avem o singură instrucțiune reprezentată de apelul funcției lecții de info. Deci această funcție va fi apelată în interiorul funcției principale main de această linie de cod. Compilatorul C, când întâlnește apelul de funcție, transferă execuția programului către această funcție, în cazul nostru, către această funcție lecții de info, și începe executarea, adică va intra în interiorul acestei funcții și va începe executarea cu prima instrucțiune a acestuia până la ultima instrucțiune, după care va ieși sau va ieși din această funcție sau compilatorul va transfera execuția programului către funcția principală main și instrucțiunile care urmează după această funcție. Cam în acest fel se desfășoară lucrurile. Pe scurt, compilatorul execută mai întâi această funcție principală main și instrucțiunile din interiorul funcției principale main până la apelul funcției. Momentul în care compilatorul C ajunge la apelul funcției, transferă execuția către funcția respectivă, intră în interiorul funcției și execută instrucțiune cu instrucțiune până la sfârșitul funcției, după care, după terminarea execuției funcției, compilatorul C transferă din nou execuția programului către funcția principală main pentru a executa instrucțiunile care urmează după apelul funcției. Noi, în acest program, nu avem instrucțiuni nici înaintea apelului funcției și nici după apelul funcției. Și atunci, haideți să modificăm acest cod de program din interiorul funcției principale pentru a înțelege mai bine cum execută compilatorul C
cod de program în limbajul de programare C atunci când utilizăm funcții sau apeluri de funcții. Bun, să compilăm din nou programul, după care să lansăm. Așa. Ce observați? Am introdus două linii noi de cod în acest program și în speță în interiorul funcției principale main. Această linie de cod, printf, și în interiorul funcției acest șir de caractere, începe apelul funcției, după care avem apelul funcției și în final o nouă linie de cod care utilizează tot funcția printf. Cu șirul de caractere s-a terminat apelul funcției. Și atunci, cum va executa compilatorul C acest cod de program? Mai întâi de toate, va intra în funcția principală main, va afișa această linie de cod, adică începe apelul funcției, după care va apela funcția lecții de info și va afișa, va executa instrucțiunile din interiorul funcției lecții de info, adică va afișa acest mesaj salut lecții de informatică.net, după care compilatorul C transferă execuția programului către funcția principală main și va executa această linie de program, adică va afișa mesajul s-a terminat apelul funcției. Acesta este rezultatul în consolă. Se poate observa că rezultatul este același cu explicația pe care v-am dat-o anterior, adică se va afișa, s-a afișat acest text, începe apelul funcției, după care salut, adică este vorba despre această linie de cod, începe apelul funcției, după care salut lecții de informatică.net, adică linia de cod din interiorul funcției lecții de info, deoarece compilatorul C a apelat funcția lecții de info și în final acest text s-a terminat apelul funcției care reprezintă această linie de cod, deoarece compilatorul după terminarea execuției funcției transferă execuția către funcția principală main și executând ultima linie de cod. Cam atât în ceea ce privește prezentarea generală a funcțiilor. Sigur că noi vom face o serie de lecții legate de funcții în limbaj de programare C. Mai sunt destul de multe lucruri de spus despre aceste funcții, cum se definesc și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept în continuare pe site-ul lecțiideinformatică.net. La revedere!